Și acum, hai să deschidem lecția numărul 2. Lecția numărul 2, pagina 21. Dar înainte ca să intrăm în lecția numărul 2, vreau să pun câteva întrebări. Chiar dacă ne pare că știm bine și înțelegem bine și e o noțiune foarte cunoscută, vreau să-mi spuneți ce este moartea. Ce este moartea? Terminarea vieții. Terminarea vieții, bine ai zis. Consecința păcatului. Consecința păcatului, zi, Erica. Despărțirea trupului de Duh, separarea trupului de Duh. Plata păcatului, cineva a zis, da? Întoarcerea trupului în țărână. Deci asta este moartea. Cum a apărut moartea? În urma neascultării cui? A lui Adam și Eva. În urma neascultării primilor oameni, Adam și Eva, așa a apărut moartea. Și așa moartea s-a răspândit asupra noastră tuturor. Dar de ce moartea s-a răspândit asupra noastră tuturor? Pentru că toți au păcătuit, da? Printr-un singur om a intrat moartea în lume și moartea s-a răspândit asupra tuturor, zici, pentru că toți au păcătuit. Eva este mama tuturor oamenilor, tuturor celor vii. De fapt, ce înseamnă numele Eva? Viață. Da, Adam? Pământ. Roșu. Argilă roșie, da? Așa. Bine ați zis până aici. Acum vreau să-mi spuneți, după la moarte se încheie totul? Nu. Ce urmează după moarte? Doar din lecție din care am văzut-o. Ce urmează judecat? Asta e ceea ce am văzut în lecția trecută. Până aici am văzut. Noi vrem să vedem cât mai multe detalii. Vrem să avem un tablou întreg la ceea ce se întâmplă după moarte. Care sunt opțiunile? Cine unde merge? De ce merge? Care sunt încăperile, teritoriile? Care sunt tot? Vrem să înțelegem tot cât mai mult despre moarte. Ce se întâmplă după moarte? Asta e scopul cursului nostru. Așa că haideți să începem. Mergem în lecția a doua. Săptămâna trecută am învățat că fiecare dintre noi, fără nicio excepție, are o întâlnire cu moartea. Dar este moartea sfârșitul? Nu, am văzut că nu este. Există o veste bună. Datorită faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei și El dorește ca niciunul să nu piară, moartea poate fi o ușă care duce la viața veșnică. Eu am subliniat în manual la mine fraza asta. Am subliniat-o ca una cheie. Moartea poate fi o ușă care duce la viața veșnică. Să vedem ce are Dumnezeu de spus despre aceasta în Biblie, care este cuvântul Său. Deci despre aceasta va fi lecția noastră de azi. Moartea poate fi o ușă spre viața veșnică. Așa cum am văzut în Geneza, capitolul 3, Adam și Eva au ales să creadă minciuna șarpelui și nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Ca urmare, ei au suferit consecința păcatului lor, care era moartea. Cu toate că am citit versetul Romani 5:12, haideți să-l analizăm din nou în contextul altor versete din Epistola către Romani și să vedem ce mai spune Dumnezeu despre păcat și moarte. Presupun că este cineva aici în sală care nu înțelege ce înseamnă Romani 5:12, numerele astea. Este cineva, nu vă rușinați, să ridicați o mână sus. Nu e nimic rușinos să spuneți că nu înțelegeți, să explic. Dacă este cineva care nu știe ce înseamnă Romani 5:12 sau... Nu-i nimeni, toată lumea înțelege, da? Deci cărțile, Biblia are 66 de cărți. Ca să ne orientăm ușor în Biblie, fiecare carte din Biblie este împărțită pe capitole și fiecare capitol este împărțit pe versete. Și așa putem ușor să ne orientăm în Biblie. Și atât când zice Romani, Romani înseamnă Epistola lui Pavel către Romani, una din cele 66 de cărți, o carte din Noul Testament. 6, de exemplu aici, sau nu, aici zice 5, da? Romani 5 înseamnă capitolul 5, două puncte, înseamnă urmează versetul, versetul 12, capitolul 5, versetul 12, e clar, da? Ca să ne orientăm toți ușor. Așa. Deci cu toate că am citit versetul Romani 5:12, haideți să-l analizăm din nou în contextul altor versete din Epistola către Romani și să vedem ce mai spune Dumnezeu despre păcat și moarte. Și acum urmează un șir de versete din Romani. Capitolul 3, apoi capitolul 5, apoi capitolul 6. Și noi trebuie să notăm cuvântul păcat cu litera P. Cuvântul moarte trebuie să-l notăm cu o piatră de mormânt. Și cuvântul viața veșnică cu un nor. Facem un nor în jurul cuvântului viața veșnică. E clar, da?
Putem să începem? Putem să începem. Voi ziceți cu voce tare, ca să știu că n-ați omis nimic acolo. Când este un cuvânt care trebuie notat, spuneți-l cu voce tare. Începem. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Întreabă Pavel. Suntem noi evrei mai buni decât neamurile? Decât ceilalți, știți, evrei împart toată lumea împart în două categorii. Evrei și neamuri. Neamuri adică păgâni, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei îl cunosc. Pavel era evreu și acum Pavel întreabă, noi evrei suntem mai buni decât ceilalți, celelalte popoare care nici măcar nu știu despre Dumnezeu? Zice, nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Notăm. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, căci toți au păcătuit. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Citesc mai departe. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Și prin păcat a intrat moartea. Păcat și moartea, da? Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Moartea. Din pricina că toți au păcătuit. Și ultimul verset citesc. Fiindcă plata păcatului este moartea. Păcatul și moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Viața veșnică. Bine. Și acum începem să răspundem la întrebările noastre. La pagina 22. Deci totdeauna răspundem în baza la textele care le-am citit. Răspunsurile la întrebările care ne sunt adresate le căutăm în textele astea de pe Câmpușor. Aici sunt răspunsurile. În vremea bisericii primare, biserica primară înseamnă prima biserică, când a apărut biserica. Iată, mâine o să sărbătorim Duminica Mare. Duminica Mare este ziua când a luat naștere biserica. Mâine dimineață o să vă povestesc cum a luat naștere biserica. Mâine sărbătorim Duminica Mare înseamnă ziua când a luat naștere, ziua de naștere a bisericii, mâine o să o sărbătorim. Păi iată, prima biserică, când a apărut cu 2000 de ani în urmă, când cineva spunea fie iudei, fie greci, era ca și cum ar spune fie evrei, fie neamuri. Este o referire la toată omenirea. Deci greci sau neamuri înseamnă tot restul omenirii afară de evrei. Așadar, începem să citim. Ce ați învățat din notarea referințelor la păcat? Toți oamenii sunt sub păcat, toți, fără nicio excepție. Toate popoarele, așa? Și evrei, și neamurile, toate popoarele. Noi cu voi din ce categorie facem parte? De aici. Neamuri, noi suntem neamuri, așa. Poate avem aici vreun evreu, doi, nu știu, avem? Iar ridicați mâna. Avem vreun evreu? Nu, nu avem niciun. Deci noi toți suntem neamuri. Ce ați învățat din notarea cuvântului moarte în, în aceste versete? Este consecința păcatului, este plata păcatului. Prin păcat a intrat în lume. Și mai este un detaliu important. A trecut asupra tuturor, fără excepții. Deci păcatul a afectat toți oamenii fără nicio excepție. Moartea a trecut asupra tuturor fără nicio excepție. Deci asta nu mă exclude pe mine, trebuie să înțeleg, înseamnă deasupra mea tot a trecut. Asupra mea a trecut și moartea, asupra mea a trecut și păcat. Eu sunt afectat și de păcat și de moarte. Ținând seama de cele observate anterior în cartea Geneza, cine este acel singur om la care se face referire în Romani 5:12? Deci ce aflăm despre el de acolo, despre ăsta singur om? Omul ăsta singur, Adam. Ce s-a întâmplat prin el? Prin el a intrat păcatul și împreună cu păcatul? Moartea. Prin omul ăsta a intrat păcatul, prin omul acesta a intrat moartea. Deci prin Adam a intrat păcatul în lume, prin Adam a intrat moartea în lume. Merg bine așa sau prea repede? E prea repede? Nu e prea repede, da, e bine. Așadar, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, care este acum statutul omenirii? Cum scrie aici? Sub păcat. Sub păcat și deci dacă sunt sub păcat, în mod automat sunt sub
Moarte. Deci păcatul merge împreună cu moartea, ele nu merg separate. Toată omenirea este sub păcat, adică afectată de păcat, sub puterea păcatului, sub puterea morții. Este vreo modalitate prin care putem birui moartea de aici, din versetele astea? Dacă da, care este modalitatea asta? Darul lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. Și care e darul acesta? Viața veșnică. E un contrast acolo, spune plata păcatului este moartea, dar un contrast opus morții. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce trebuie să plătiți ca să obțineți viața veșnică? Uitați-vă atent în versetul ăsta. De unde știți că e fără plată? Aici scrie darul fără plată. Deci este un dar. Viața veșnică este un dar fără plată. La drept vorbind, este cineva în stare să plătească? Oricâți bani n-ar avea, cei mai bogați oameni din lumea asta, ei sunt în stare să o cumpere? Nu. Nu, cei mai bogați nu sunt în stare. Mergem la următorul text. Viața veșnică în Iisus Hristos, un dar fără plată. Cum este posibil acest lucru? Asta e întrebarea la care vrem să găsim răspuns. Și acum vom citi din Evanghelia după Ioan, din capitolul 3, de la versetul 16 până la 18 și apoi versetul 36. Îl avem aici, pe câmpușor. Trebuie să notăm doar două cuvinte. Două cuvinte. Dumnezeu îl notăm cu, ziceți voi. Și pe Domnul Iisus Hristos, orice referință la Domnul Iisus Hristos, cu o cruce. Așa. Și acum începem. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Lui Dumnezeu, așa, lui Dumnezeu, Fiu Hristos. Pentru ca oricine crede în El, în Iisus, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Fiul Iisus și Dumnezeu. Așa. Ci ca lumea să fie mântuită prin El. Prin Iisus. Prin Iisus. Oricine crede în El nu este judecat. În cine în El? În Iisus. În Iisus. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Dar el la urmă notăm? Nu, nu, nu. Dar la cine se referă el? Cel care nu crede, da? Se referă la omul care nu crede în Iisus. Așa, ne întoarcem înapoi. Mai trebuie să mai citim o dată. De data asta trebuie să notăm trei cuvinte. Iată, de fapt, acel cuvântul a crede, să-l subliniem cu o linie dublă. Dacă când va fi nu crede, subliniem tot cu o linie dublă, dar mai tragem încă o bară oblică, așa, ca să arătăm că nu crede. Și desenăm un nor peste fraza viața veșnică. Începem din nou, da? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, crede. Așa, cu linie dublă, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, crede. Nu este judecat, dar cine nu crede, nu crede, nu crede cu o linie dublă și apoi facem bară oblică, da? A și fost judecat, pentru că n-a crezut. Notăm ca și nu crede, da? N-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Așa. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața. Viața la ce se referă? Viața veșnică. Ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Așa. Și acum răspundem la întrebări. Avem aici câteva întrebări, la pagina 24. Pagina 24.
Ce învățați despre Dumnezeu din aceste versete? A iubit lumea. Cât de mult a iubit lumea? A dat pe singurul lui Fiu. Ce vrea Dumnezeu în dragostea asta a Lui pentru noi, pentru toată lumea? Ce vrea Dumnezeu? Ce urmărește Dumnezeu? Noi să avem viața veșnică. Deci Dumnezeu vrea peirea noastră? Ne vrea să ne vadă în iad, în chin veșnic pe toți? El vrea să avem viață veșnică, ne vrea în fericirea veșnică pe toți, ne iubește pe toți. Ce învățați despre Fiul? Aveți grijă să nu vă scape niciun detaliu. Ce aflăm despre Fiul? El a venit ca să mântuiască lumea. Foarte adevărat, Dumnezeu nu l-a trimis ca să judece lumea. Atunci când a venit El prima dată, n-a fost trimis să judece lumea pentru păcat. Am văzut, toți sunt sub păcat, toți sunt afectați de păcat. Dumnezeu nu l-a trimis să judece lumea de păcat, l-a trimis să o mântuiască lumea, să o scoată lumea din păcat, pe fiecare din noi. Mai putem ceva să mai scriem despre Fiul? A fost jertfit, a fost dat. Cu ce scop? Ca noi să avem viață veșnică. Dumnezeu l-a dat ca noi să putem avea viață veșnică. Mai este ceva despre Fiul? Cine nu crede în Fiul? Deci, cu alte cuvinte, Fiul este singura opțiune, așa? Singura opțiune ca cineva să aibă viață veșnică. Nu există o altă posibilitate. Acum, sunt multe învățături așa care se răspândesc și spun că la Dumnezeu este ca și cum te-ai urcat pe un munte. Ori de unde n-ai lua, tot la vârful muntelui ai să ajungi. Nu este adevărat. Este o minciună a diavolului, prin care diavolul vrea să înșele pe oameni să nu accepte pe Iisus Hristos. Dumnezeu spune clar, există multe căi la Dumnezeu? Dar ia să-mi spuneți voi în matematică, din punctul A până în punctul B, câte linii pot fi trase? Una singură. Așa? Una singură. În matematică, așa e lege. Din punctul A până în punctul B poate fi trasă numai o singură linie. Nu mai pot fi mai multe. Linii dreaptă, da, exact. O linie dreaptă. Așa. Ce spune acest pasaj despre a crede, a fi mântuit și a primi viața veșnică? Toate acestea trei. Cine crede în Hristos are viața veșnică. Dar a fi mântuit și viața veșnică. Așa, a fi mântuit înseamnă a fi salvat. A fi salvat de la ce? De la ea, de la mânia lui Dumnezeu. De la peire, că așa spune acolo. Ca să nu piară, ci să aibă viață veșnică, așa? Mântuiți de mânia lui Dumnezeu. De ce anume scapă sau este salvată o persoană prin credință în Fiul lui Dumnezeu? Ia uitați-vă aici chiar, de mânia lui Dumnezeu, apoi de judecată și mai este încă o frază. Acolo la 3 cu 16. De pierzare. Deci persoana care crede în Domnul Iisus Hristos este salvată de judecata lui Dumnezeu, de mânia lui Dumnezeu, de pierzare. Ce se va întâmpla cu persoana care refuză să creadă în Fiul lui Dumnezeu? Mânia lui Dumnezeu rămâne. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el și încă ce mai spune? Nu va vedea viața veșnică. Deci dacă nu va vedea viața veșnică, ce va vedea? Peirea. Și vom vedea detalii, cum este acolo. În cursul nostru urmează să vedem detalii. Detalii despre viață și detalii despre peire. Ce o să fie acolo cu peirea. Deci, exact. Și așa a fost judecat. Deja a fost judecat persoana asta. Și acum, nu contează că este un ateu care zice nu vreau să cred în Dumnezeu, nu contează că este un prost care nu crede nimic și pur și simplu e prost. Și nu vrea nimic absolut. Sunt de ăștia, n-ați întâlnit de ăștia. Pur și simplu este un prost care nimic absolut nu-l interesează nici. Dar la drept vorbind între unii și alții, că Biblia spune și ateii tot acolo sunt. Că cine spune că nu este Dumnezeu, ce spune Biblia? Nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu. Cam nu prea este diferență între ei. Da? Cei care neagă existența lui Dumnezeu. Așa spune Biblia, așa o definiție le dă. Sau cel care a îmbrățișat o altă religie, este o deosebire între ei? Între ateu, cel care nimic nu vrea să știe și, cum zice Ionel Rotaru, cade în sticla cu vin.
Da? O căzut în sticla cu vine. El are o expresie interesantă. O căzut în șip, așa zice el. Da? Deci ori între unul, ori între altul, nu este nicio diferență. Acum, cum a devenit Iisus singurul fiu născut al lui Dumnezeu și de ce este important acest lucru? Iată acum, vom studia despre aceasta. Deci trebuie să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 1, și trebuie să subliniem fiecare referire la Maria. Maria, mama Domnului Iisus. Deci tot așa trebuie să subliniem și sinonimele fecioară sau nevastă sau pronumele care se referă la ea. Eu, tine, ea și așa mai departe. Apoi să trasăm o cruce peste fiecare referire la Iisus Hristos, urmând cu atenție toate pronumele și toate sinonimele. Deci nu uitați să ziceți cu voce tare. Începem. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. La o fecioară logodită cu un bărbat. Așa, fecioară subliniem ca și Maria. Maria. La o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif. Și vedeți, Biblia spune clar, logodită, nu era bunielul ei, era soțul ei, logodit era cu el. Era logodit, urma să-i devină soția lui și i-a devenit apoi soția lui. Din casa lui David. Numele fecioarei era? Maria. Maria, așa. Îngerul i-a zis, nu te teme, Maria. Ia te și Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Fiu cum notăm? Căruia îi vei pune numele Iisus. El, Iisus, adică, da, va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Său. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine tine Maria, da? Va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și următorul text, citesc. Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta. Căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. Pentru că El va mântui, El adică Iisus, da? Pe poporul lui de păcatele sale. Sale la popor, așa, dar lui. Ați notat toți? Gata, ați încheiat? Da. Bine, da? Acum vom răspunde la întrebări. Avem mai multe întrebări interesante și trebuie să dăm răspunsuri complete, întregi. Ce ați învățat despre Maria din acest text? Era fecioară. Fecioară înseamnă femeie care nu a întreținut relații sexuale niciodată în viața ei. Asta înseamnă fecioară. Era fecioară, dar era logodită. Logodită cu cine? Cu Iosif. Așa. Era logodită cu Iosif. Și o să auziți pe unii care vor veni chiar acum, când a fost sărbătoarea Mariei sau bunăvestirea ce a fost. Ce sărbătoare? Și la noutăți spun niște aberații de caz jos. La noutăți spun că nu a fost logodită, că ea era sub tutela lui. Și a rămas totdeauna fecioară. Ea a fost sub tutela lui, nu? Ce spune Biblia aici? A fost sub tutela lui? Și ce spune? Ce a fost? Ce era ea? Și noi când auzim logodită la noi, cum? La moldoveni, cei care ia sub tutelă se logodește cu, sau cum? Sau la vreun popor, este așa ceva? Nu, logodită-i logodită. Era logodită cu Iosif. Așa, trebuia să fie luată din nevastă. Spune îngerul foarte clar, s-o iei din nevastă, pe nevasta ta, spune. Așa. Încă ce mai aflăm despre ea? Locuia în cetatea Nazaret din Galileea,
a fost aleasă să fie mama lui Iisus Hristos. Era logodită cu Iosef din casa lui David. Și acum răspundem la întrebarea a doua. Cum a rămas însărcinată ea? Cum a rămas Maria însărcinată? Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea. Puterea celui prea înalt a umbrit-o. Și la Matei 1:20 face o precizare foarte, foarte importantă. Ce cu privire la sarcina ei? Cu privire la sarcina ei, ce spune? Ce s-a zămislit în ea a fost de la Duhul Sfânt. Când zice de la Duhul Sfânt, înseamnă că nu de la cine? Nu de la cine? Nu de la om, nu de la Iosif, nu de la soțul ei, care urma să-i devină soț apoi. Ea era logodită acum. Logodită și în perioada logodnii nu întrețineau relații sexuale mirii. Doar în ziua anunței. Așa, dăm pagina. Al cui fiu era acesta? Cine era tatăl lui? Dumnezeu. Cum? Dumnezeu. Celui prea înalt. Da, foarte bine ai zis, Cristi. Fiul lui Dumnezeu, fiul celui prea înalt. Fiul celui prea înalt. Ce ați învățat din notarea referinților la Iisus? Ce alte lucruri am aflat despre Iisus de aici? Alte lucruri care îl descriu pe Domnul Iisus. Va fi mare. Va mântui poporul de păcatele sale. De asta i-au pus numele Iisus. Iisus înseamnă salvator. Așa se traduce cu numele Iisus. Fiecare nume are o semnificație. Și numele tău tot are o semnificație. Ar putea în plasă nu știi, dar are o semnificație numele tău. Și iată, numele Iisus înseamnă salvator, mântuitor. Salvare, izbăvire. Încă, ce am mai aflat despre Domnul Iisus? Va domni peste casa lui Iacov. Cine îi dă asta? Cine îi dă autoritatea asta? Dumnezeu îi dă scaunul de domnie. Al tatălui său, care? Deci David a fost împărat și Dumnezeu i-a promis că dinastia lui va fi veșnică. Singurul împărat din lume căruia Dumnezeu i-a promis că va avea o dinastie veșnică. Știți ce înseamnă dinastie? Se naște un împărat și apoi urmează fiii lui, urmașii lui, urmașii lui dețin tronul. Până când îl dă cineva jos și ia altcineva dinastia. Da? Ia, de exemplu, a fost în Rusia dinastia Romanov. Și dinastia Romanov a fost până când a venit Revoluția. La Revoluție au murit pe toți. Gata, au distrus. Nu mai este. A dispărut dinastia. Credeau că a rămas o fată pe nume Anastasia, s-au făcut filme despre ea, dar până la urmă asta tot e fantastic. N-a rămas nimic, n-a rămas nicio fată, nimic. Deci dinastia Romanov a fost exterminată, să nu mai există. Și așa cam se întâmplă în fiecare țară și cu fiecare dinastie se întâmplă. Ea durează o perioadă, ați studiat istoria antică, da? Egiptul, Mesopotamia, totdeauna era o dinastie, dura o dinastie până când venea alta și o dădea jos pe asta. Despre David, Dumnezeu i-a promis că dinastia lui va fi veșnică, nu va da nimeni jos dinastia asta. Și Domnul Iisus din ce dinastie se trage? David, el este din David. N-ați uitat, Iosif era un urmaș de-a lui David, așa, da? Așa. Acum, hai să mergem mai departe. De ce trebuia ca Fiul lui Dumnezeu să se numească Iisus? Așa, pentru că va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Acum o întrebare foarte importantă. Cum s-a născut Iisus? Cu sau fără păcat? Fără. Gândiți-vă, cine este tatăl lui? Dumnezeu. Duhul Sfânt, Dumnezeu. Cum a fost conceput Iisus? De ce îi se spunea lui Iisus Sfântul? Pentru că nu avea păcate. Deci el a fost conceput fără păcat. Acum trecem la pagina 27. Domnul Iisus s-a născut fără păcat. Mai mult,
Biblia ne spune de asemenea că Iisus nu a păcătuit niciodată, cu toate că a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile. Iisus a făcut întotdeauna doar ce era plăcut Tatălui. Atunci, de ce a părăsit Iisus cerul și a devenit om ca noi? Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vom citi câteva texte din epistola către evrei și apoi din epistola a doua a lui Pavel către creștinii din orașul Corint. Și trebuie să notăm cu o cruce fiecare referință la Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să subliniem fiecare referință la omenire. Toți copiii, noi, tot ce se referă la oameni, e clar, da? Tot ce se referă la Iisus cu o cruce, tot ce se referă la oameni cu o linie, subliniem. Cred că dacă suntem mulți, putem să includem deja și celelalte cuvinte. Sau citim de două ori. Hai, las, mai bine citim de două ori. Dar pe acela, acela adică Iisus, care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos, mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă. Iisus, da? Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. El, cine el? Dar toți? Toți noi suntem oamenii. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, copiii asta fiind oamenii, da? Tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Moarte. Nu, moarte nu notăm încă nimic. Nu notăm astea încă. Mai târziu o să... Și să izbăvească pe toți aceia, fiind oamenii, da? Care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Lor, oamenii, da? Și dăm pagina și citim versetul din 2 Corinteni. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. El l-a făcut păcat pentru noi. Nu el, cine este el? Dumnezeu, nu notăm, noi notăm pe Domnul Iisus. Dar iată, l-a făcut lui, da? El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, noi fiind oamenii, da? Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și acum dăm pagina înapoi și de data asta mai trebuie să notăm alte două cuvinte. Moarte, noi știți cum o notăm, cu piatra de mormânt, da? Și diavolul notăm cu furca aceea. Hai, să începem. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții care a suferit-o. Suferit-o, da? Pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. Morții, dar cel ce, cine este? Explic apoi, zice, adică pe diavolul. Diavolul iar notăm, da? Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și acum răspundem la întrebări. Aici avem întrebări multe. Ce ați învățat din notarea pronumelor referitoare la Iisus? Cel mai important lucru care l-am văzut despre Iisus aici. N-a păcătuit, da? N-a săvârșit niciun păcat. Domnul Iisus n-a săvârșit niciun păcat. N-a păcătuit. Dar a fost făcut păcat pentru noi. În ce sens a fost făcut păcat? El a plătit pentru păcatele noastre. El a fost făcut jertfă pentru noi toți.
Așa, deci s-a făcut părtaș. La ce s-a făcut părtaș? Ce vrea să zic prin fraza asta? S-a făcut părtaș sângelui și cărnii. Trup. S-a întrupat. De ce s-a întrupat? Cu ce scop s-a întrupat Domnul Iisus Hristos? Ca să ia toate păcatele asupra Lui și să moară pentru noi. Să ia pedeapsa păcatelor noastre, să le ia asupra Lui. Ce ați învățat din notarea referinților la omenire? La oameni, noi cu voi. Noi suntem păcătoși, foarte adevărat, dar am mai văzut ceva încă? Ce am mai văzut despre noi, despre omenire? Toți suntem păcătoși, dar ce mai vedem încă? Ceva, un adevăr important. Prin frica morții suntem prinși într-o robie. Robie cui? Robia cui? Noi suntem prinși în robia diavolului prin frica morții. Și nu putem evita. La moarte oricum ajungem, la moarte oricum venim, dar prin frica morții diavolul ne ține în robie. Așa? Câte lașități nu s-au făcut din frica morții? Oamenii i-au trădat pe cei mai apropiați. Acum, mergând în drum spre Ucraina, am ascultat Arhipelag Gulag de Alexandru Solzhenitsyn. El povestește perioada asta când a fost persecuțiile lui Stalin. Doamne ferește, groaznic ce povestește. Când oamenii din frica morții mergeau la cele mai mari mărșăvii, ca să nu-l trădeze cumva pe el cineva, să nu se ducă să depună cineva plângere pe el, să-l dea la poliția asta secretă, mergea el primul și dădea. Nu era omul vinovat cu nimic, numai din frica să nu fie el cumva... Cum? Afectat. Da, afectat. Repede mergea singur și depunea el o plângere de asta anonimă, o declarație anonimă făcea ca să-l dea pe altul. Asta, de ce făceau așa mărșăvii? Frica morții. Și la Biblie spune că diavolul ne ține în robie. Toată viața îi ține pe oameni în robie prin frica morții. Acum, să mergem mai departe. Ce înseamnă că Iisus a fost părtaș sângelui și cărnii și de ce este important acest lucru? S-a întrupat, exact, s-a făcut asemenea nou, s-a întrupat, nu numai s-a întrupat, dar fiind asemenea nou, încă ce a mai fost el? A fost ispitit, foarte drept zici. Deci a fost ispitit în toate privințele ca și noi. Toate ispitele care ți-au trecut prin cap ție, care au pus presiune asupra ta, au pus presiune și asupra lui. A fost ispitit în toate privințele, dar spre deosebire de noi, care deosebire? Ce face deosebire? N-a păcătuit. A fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar n-a păcătuit. Deci fiind în firea noastră, într-o fire ca a noastră, a fost ispitit, apoi a purtat pedeapsa pentru noi toți. Ce ați învățat din notarea cuvântului moarte? Moarte. Cel mai important. Deci prin moartea sa, Domnul Iisus l-a nimicit pe cel ce are puterea morții. Diavolul. Diavolul are puterea morții, dar Domnul Iisus, tocmai prin moartea sa, l-a nimicit pe diavol. A nimicit planul diavolului care l-a avut cu noi, să ne distrugă, să perim, să nu mai avem nicio nădejde la Dumnezeu, nicio nădejde de recuperare. Ce anume îi dă diavolului puterea morții? Păcatul nostru. Exact. Și acum asta îi dă puterea asupra noastră. Păcatul nostru îi dă putere. Și frica morții. Păcatul și frica morții. Frica noastră de moarte ne ține în robia lui. Ne are la legătoare, la lanț. Stăm, nu putem pleca nicăieri, așa ne ține. Dacă Iisus a plătit în întregime pentru păcatele noastre, devenind păcat pentru voi, ce s-a întâmplat cu puterea diavolului și de ce? A fost nimicită. Puterea diavolului a fost nimicită. Cu alte cuvinte, el nu mai are, ce nu mai are asupra noastră? Nu mai are nimic. A rupt lanțul prin care ne ținea la legătoare. Gata, nu mai are lanțul. Cel prin care ne poate ține pe noi la legătoare. Nu mai suntem la legătoare la el. Ce fel de veste este aceasta? Așa.
De ce este o veste bună? Avem viață veșnică și nu mai suntem în robia asta în care am fost. Nici în robia păcatului, nici în robia fricii. Acum, trecem la pagina 29. Ce înseamnă cuvântul Evanghelie? Aici explică. Evanghelia este vestea bună despre Iisus Hristos, care ne oferă mântuirea prin iertarea păcatelor noastre. Puteți sublinia definiția asta a Evangheliei. Este vestea bună despre Iisus Hristos, care ne oferă mântuirea prin iertarea păcatelor noastre. Apostolul Pavel a prezentat pentru noi punctele esențiale ale Evangheliei în capitolul 15 al primei sale scrisori adresate corintenilor, numit și capitolul învierii, pentru că în capitolul ăsta 15 se vorbește foarte mult despre înviere. Acum noi vom citi o parte din acest capitol împreună cu un verset din altă epistolă, din scrisoarea a doua, întâia a Apostolului Ioan. Trebuie să notăm cu un semn de așa, bifare, un semn de a bifa ceva, notăm Evanghelie, cuvântul Evanghelie. Încercuim toate conjuncțiile că, începând de la versetul 3, și trebuie să notăm cu o cruce fiecare referință la Hristos. Și nu uitați să ziceți cu voce tare, toate acestea să le ziceți cu voce tare, ca să știm ce notăm. Eu încep să citesc. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Evanghelia propovăduit-o. Pe care ați primit-o. O. În care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Ei, asta e marea problemă a secolului nostru. Sunt mulți creștini, dar foarte puțini au mai rămas de cei care țin Evanghelia așa cum a fost propovăduită inițial. Au deviat total de la ea. S-au dus. Deci zice, voi sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, cu alte cuvinte, dacă nu mai țineți așa cum au propovăduit-o apostolii, ce-i cu ea? Ce înseamnă degeaba ați crezut? Nu vă mântuiește. O Evanghelie care nu-i ținut așa cum a fost propovăduit inițial, o Evanghelie schimbată, denaturată, amestecată sau nu știu ce făcut cu ea, redusă, tăiată, o Evanghelie de asta nu mântuiește. Nu-i duce pe oameni la mântuire. Oamenii au o religie, sunt în rând cu lumea, merg în rând cu lumea, dar în împărăția cerurilor nu vor ajunge. Vor fi în rând cu lumea aici pe pământ, dar în împărăția și cu tot în rândeșor cu lumea, cu rândeșorul mare. Vom vedea ce aflăm despre asta. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit. Că și Hristos. Pentru păcatele noastre după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Că. Și că s-a arătat lui Chifa. S-a, așa. Apoi celor 12. Când zici celor 12, ce are în vedere? Apostole, așa. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Ați înțeles asta? După înviere. Dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Deci la moment când Pavel scria 1 Corinteni, cei mai mulți din cei care l-au văzut, din cei 500 de frați care l-au văzut pe Iisus viu, încă erau în viață. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Sam. Și ultimul text, ultimul verset. El, cine el? Este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii omeniri. Acum mai trebuie încă o dată să citim și eu vă las să citiți singuri și trebuie să găsiți unde este cuvântul a muri, să-l notați cu piatră de mormânt și a învia cu o săgeată în sus, arătând direcția, a înviat, sus. Deci întregi ce este? Moarte, da? 4. A înviat. Apoi? 6. Ce este? A dormit, adică? A murit. A dormit este un termen care se folosește cu privire la sfinți, la cei credincioși. Despre creștini nu se spune că au murit. La moartea lor fizică se zice a dormit. Și o să vedem, în cursul nostru o să vedem de ce se zice așa. Moartea lor este foarte diferită de moartea la restul oamenilor. Mai este încă undeva? Nu, până aici. Acum răspundem la întrebări. Ce ați învățat din notarea referințelor la Evanghelie din versetele 1 și 2 doar?
Ce aflăm? Prin Evanghelie suntem mântuiți. Dacă o ținem, cum? Dacă o ținem după cum a fost propovăduit. Așa, prin ea suntem mântuiți. Dacă nu o ținem, dacă nu o ținem așa cum a fost propovăduit inițial, atunci ce? Degeaba am crezut. Ce vrea să spună? Ia uitați în contextul ăsta. Ce înseamnă degeaba? Nu suntem mântuiți. Dacă o ținem nu așa cum a fost propovăduit inițial, nu mai suntem mântuiți. Acum înțelegeți de ce noi ne adunăm să studiem Sfintele Scripturi? Numai Sfintele Scripturi cuprind Evanghelia așa cum a fost propovăduită ea inițial, așa, original. Evanghelia originală este numai în Biblie, ea nu mai există nicăieri în alt loc. Numai în Biblie. Dacă noi ne socotim Biblia și punem scrierile altor oameni sau nu știu ce punem mai presus și credem că mai bine știu ei, mai bine știu alții, mai bine știu alții, dar ce scrie în Biblie lăsăm într-o parte, mai putem fi noi mântuiți? Nu, categoric nu, spune degeaba am crezut. În lume sunt peste 40.000 de confesiuni creștine. Ce vă zice asta? Ce vă spune asta? Peste 40.000 de confesiuni creștine. Deci, multe variații, multe feluri, dar o singură Biblie în lume este. O singură Biblie la 40.000 de confesiuni creștine. Noi cu voi vrem să fim mântuiți sau vrem pur și simplu să aparținem de o confesiune? Ce vrem? Pe mine nu mă interesează ce confesiune. Eu vreau să fiu mântuit, așa? Dar pot să fiu de cea mai numeroasă, dacă aparții de o confesiune care e numeroasă tare, așa, sună privilegios, nu? O confesiune care are o istorie lungă, sună bine, așa, sau nu știu ce. Dar dacă confesiunea aceea nu coincide cu Evanghelia care a fost propovăduită inițial, atunci ce spune despre credința ta? Adică, degeaba? Nu ești mântuit. Nu vei fi mântuit. Noi vrem să fim mântuiți. Și Apostolul Pavel spune, Evanghelia aceasta vă mântuiește dacă o țineți așa cum a fost propovăduită. Dacă nu, degeaba ați crezut. Să credeți voi cât vreți, că în împărăția cerurilor tot n-ajungeți. Acum, hai să răspundem la altă întrebare. Este de ajuns să asculți Evanghelia pentru a o putea explica unei alte persoane? Nu? De ce ziceți că nu? Trebuie să o primești și încă, ce mai spune acolo? Să rămâi în ea. Ce înseamnă să rămâi în ea? Să o studiezi și să trăiești potrivit cu Evanghelia, să o asculți. Fără abateri. Deci ca să o poți propovădui altei persoane Evanghelia, trebuie să trăiești în ea, trebuie să rămâi, să o trăiești, altfel degeaba ai crezut, degeaba ai primit-o. Ce credeți că înseamnă expresia altfel degeaba ați crezut? Nu poți fi mântuit. Nu poți fi mântuit nicicum. Nu există o altă cale, nu există un alt mod. Dacă nu ții Evanghelia așa cum a fost lăsată de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos și de apostolii Lui, nu poți fi mântuit nicicum. Așadar, ce ar trebui să credem? Care a fost mesajul Evangheliei transmis în versetele 3 până la 7, de la 3 până la 7? Uitați-vă la conjuncțiile că pe care le-ați încercuit și veți vedea elementele esențiale ale Evangheliei pe care trebuie să le credem și de la care nu trebuie să ne abatem. Discutați-le și apoi răspundeți la următoarele întrebări. Hai să vedem întâi. Care sunt elementele principale ale Evangheliei? Primul. Hristos a murit de ce? Pentru păcatele noastre. Primul. După Scripturi. Așa a fost scris. Când zice după Scripturi, fraza Scripturii aici se referă numai la Vechiul Testament. Știți? După Scripturile Vechiului Testament. Deci Domnul Iisus Hristos a murit după Scripturi pentru păcatele noastre. În Vechiul Testament a fost prorocit toate detaliile cu privire la ceea ce va face Domnul Iisus Hristos. Apoi, care e alt element important? A fost îngropat. Domnul Iisus Hristos a fost îngropat. Și a înviat. A treia zi. Tot după Scripturi. Ceea ce înseamnă că Scripturile au vorbit despre aceasta. Au vestit că Domnul Iisus va fi îngropat și Domnul Iisus va învia a treia zi. Apoi, care este un alt element? Domnul Iisus s-a arătat cui? Lui Chifa, celor 12, apoi la peste 500 de oameni. 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți erau vii încă în vremea lui Pavel. Ce vrea să spună cu toate arătările astea? De ce s-a arătat Domnul Iisus la atâția oameni? O dovadă? Care-i dovada? El a înviat.
El este Fiul lui Dumnezeu, o dovadă că El a înviat. Mai este ceva? Astea sunt elementele principale. Acum răspundem la următoarea întrebare. De ce a murit Iisus Hristos și ce trebuie să cunoască un credincios despre sine datorită morții lui Iisus Hristos? De ce a murit Domnul Iisus Hristos? Pentru păcatele noastre. Pentru păcat. Deci ce trebuie să cunoască fiecare om despre sine în legătură cu acest? Că eu sunt păcătos și numai că sunt păcătos? Din pricina mea a murit Iisus, dar mai mult, pentru mine a murit Iisus. Pentru mine a murit Iisus înseamnă că mie mi-a fost aruncat colacul de salvare. Pentru ca să-mi fie aruncat mie colacul de salvare, a murit Iisus. Ca să fiu eu salvat de la moarte. Ce a trebuit să plătesc eu personal? Puteți scrie la persoana întâi, la persoana întâi. Ce a trebuit să plătesc eu, Vasile, Filat? Ce a trebuit să plătesc? A plătit el. Gata. El pentru mine a făcut asta, sau nu? Ce vă spune faptul că Iisus a fost îngropat? A murit. Sigur a murit. Sigur a murit. Pentru că asta au încercat. Vedeți și atunci, în vremea aceea, ați privit filmul. Când mai mari iudeilor au venit și au zis pecetluiește ăsta ca nu cumva să vină noaptea să-l furi ucenicii și apoi după asta să zică că a înviat. Și au pus straja aceea romană, dar straja romană era, soldații romani erau foarte, foarte puternici și buni, ostași. Au pus straja aceea romană și Domnul Iisus a înviat. Și soldații s-au speriat groaznic și au fugit la mai mari, la ăștia, mai mari iudeilor. Și atunci... Că ei credeau că or să fie omorâți pentru că a dispărut trupul de acolo. Așa era în armata romană. Cine a arătat să-și facă slujba bine, misiunea bine, omorât. Omorât, nici vorbă nu era. De asta aveau așa soldați buni, că aveau frica morții toți. Acum, când au venit soldații la mai mari iudeilor, la mai preoții cei mai mari și așa mai departe, farisei, știți ce au zis ei? Le-au dat bani și le-au zis, nu vă faceți griji, băieți, lasă că vorbim noi cu mai mari noștri, o să fie bine. Voi nu mai spuneți un lucru, că au venit ucenicii și l-au furat. De ce să zic asta? Deci, și evanghelistul Matei spune, din pricina asta s-a răspândit minciuna asta printre popor, cu toate că au fost, câți oameni au fost care l-au văzut viu, înviat. Dar ei spuneau, nu, că nu, zice, și dovada morții, Biblia spune despre dovada morții. Știți acolo în Biblie unde spune că după ce a fost Domnul Iisus răstignit, i-au băgat sulița în coastă și a curs apă, sânge coastă. Ceea ce înseamnă că gata, a fost moarte, a avut loc moartea precis. A avut moartea loc precis, a curs sânge, tot. Deci el a fost înmormântat. A fost înmormânt 3 zile. Deci sigur a murit. N-a fost o înșelăciune cineva să creadă că nu, Domnul Iisus nu era mort nimic. El pur și simplu l-a furat și pe urmă s-a arătat. Și... Nu, nici de cum. Domnul Iisus a fost mort. A fost 3 zile înmormânt. Ce s-a întâmplat după ce Iisus a fost îngropat? Dar de cine trebuie nou să știm sigur că El a murit? Dacă El n-a murit, înseamnă că ce nu s-a întâmplat? Păcatele noastre nu sunt iertate. A, înseamnă că El n-a plătit pentru păcatele noastre. Acum înțelegeți ce vrea diavolul? Să răspândească minciuna asta, ca lumea să creadă că păcatele n-a fost acoperit pentru păcate și încă mai suntem la legătoare la satana. Nu suntem așa. Domnul Iisus a plătit pentru păcatele noastre, El a murit, sigur a murit și a înviat a treia zi. Deci, ce s-a întâmplat după ce Iisus a fost îngropat? A înviat după 3 zile. A treia zi a înviat și asta s-a întâmplat după Scripturi. Deoarece Iisus a murit, a fost îngropat și a înviat din morți, ce puteți ști în legătură cu moartea Lui pentru păcatele omenirii? A fost moartea Lui suficientă ca să plătească datoria păcatului pentru toți oamenii? Da. De unde știm aceasta? Așa. Scriptura spune, Domnul Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, celor care stăm aici, dar pentru ale întregii lumi, din toate secolele, pe tot parcursul istoriei, din totdeauna. Dăm pagină. Ispășire înseamnă a împăca, a mulțumi pe cineva îndeplinindu-i o dorință, o necesitate, o exigență. Moartea lui Iisus Hristos a satisfăcut sfințenia lui Dumnezeu, care este drept. Prin urmare, Dumnezeu a putut ierta păcatul întregii omeniri. Însă această plată se aplică doar celor care o acceptă, celor care cred în vestea bună, adică Evanghelia.
care constă în faptul că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și, satisfăcând dreptatea Tatălui Său Sfânt, a înviat din morți, fără să mai moară vreodată. Plata păcatului a fost achitată și acceptată și, prin urmare, moartea a fost înfrântă. Acum, punctele importante ale Evangheliei sunt următoarele. 1. Iisus a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Dovada morții Lui este îngroparea Lui. 2. Iisus a înviat din morți după Scripturi. Dovada învierii Lui. Iisus a fost văzut de mulți oameni în diferite ocazii și aceștia au devenit martori ai învierii. Împreună, moartea și învierea lui Iisus Hristos ne garantează faptul că toate păcatele noastre sunt iertate pe deplin și că va fi o înviere a tuturor credincioșilor care se țin tare pe această Evanghelie. Aceasta este vestea bună, adică Evanghelia. Mergem mai departe. Să încheiem studiul din săptămâna aceasta cu două pasaje care confirmă siguranța vieții veșnice după moartea fizică pentru acei ce cred din toată inima că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Vom citi 1 Corinteni, capitolul 15, versetul de la 20 până la 22. Trei versete doar. Și trebuie să notăm referințele la Iisus, Hristos, apoi moartea, știți cum o notăm, și învierea, tot așa, aveți deja semnele, le țineți minte, da? Moartea cu piatră de mormânt, Iisus, cruce, și învierea cu săgeata în sus. Ziceți cu voce tare. Dar acum Hristos a înviat din morți. Pârga celor adormiți. Adormiți cu piatră, da? Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Da, morților? Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dăm pagina. Ce ați învățat din notarea referințelor la Hristos? A înviat din morți. Ce înseamnă pârgă? Prima roadă. Primele cireși. Acum, aia tocmai vremea cireșilor. La cireș cel mai bine se vede pârga. Sunt cireși, toți oamenii în sat aproape au cireși în grădină, dar la cineva au apărut primele cireși. Primul copac care se scoace și chiar primele cireși din copac care se scoac. Prima care au apărut. Și astea nu trec neobservate, toată lumea le observă. Toți le văd și sunt cele mai dorite, așa? Iată despre Domnul Iisus, spune că El este pârga celor adormiți. Ce înseamnă pârga? Primul. Primul dintre cei adormiți care a înviat. Și în El toți vor învia. În El, în Domnul Iisus Hristos, toți vor învia. Dar ce ați notat, ce ați învățat din notarea referințelor la moarte și a murit? Moartea a venit prin om. Moartea a venit prin om. Știm și numele, nu? Da. Și? Tot mai este ceva despre moarte. Toți mor. Toți mor în Adam. Fără excepție. Toți mor în Adam, fără excepție. Cine este omul prin care a venit moartea și de ce a venit aceasta? Adam. De ce a venit moartea prin? Din pricina păcatului. Dar ce înseamnă a fi în Hristos în context cu a fi în Adam? Care este distincția celor care sunt în Adam și a celor care sunt în Hristos. Vedeți, întrebarea este ce înseamnă să fii în Adam? În păcat. Să fii în păcat și în moarte, așa? Asta am înțeles, clar. Dar atunci ce înseamnă să fii în Hristos? Ce înseamnă în Hristos? Am înviat? Dar în contextul la tot ce am studiat noi până acum, ia gândiți la textul de mai înainte. Ce înseamnă să fii în Hristos? Când poți spune despre o persoană că El este în Hristos? A primit Evanghelia, exact. Un om care a primit Evanghelia, care a primit-o așa cum a fost dată și care rămâne în ea, trăiește în ea, așa? În Hristos este omul care a primit învățătura lui Hristos și trăiește învățătura asta, rămâne în învățătură. Că tot din capitolul 15, n-ați văzut, e același capitol 15.
Versetul ăsta ultimul e tot din capitolul 15, unde spune: v-am propovăduit Evanghelia pe care ați primit-o și în care sunteți mântuiți, dacă rămâneți în ea și dacă o țineți cum v-am propovăduit-o. Acum, prin urmare, unde vă aflați voi acum? În Adam sau în Hristos? Deci fiecare om se află ori acolo, ori acolo. Deci dacă nu l-ai primit, n-ai primit Evanghelia încă, unde te afli? În Adam, în păcat. Încă ești în păcat. Dacă ai primit Evanghelia, unde te afli? În Hristos. Deci tu alegi, rămâi în Adam sau vii în Hristos. Rămâi în Hristos, fii în Hristos. Hai să vedem. Care sunt cele mai importante adevăruri care le-am văzut în lecția aceasta? Vreți să-mi spuneți? Cele mai importante adevăruri care le-am văzut în lecția aceasta. Toți oamenii sunt supuși morții. În Adam, da? Toți au păcătuit. Toți oamenii au păcătuit. Dumnezeu a iubit pe păcătoși și nu ne vrea să rămânem în starea aceasta, l-a dat pe Fiul Său. Viața veșnică este Cine crede în Fiul are. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Dumnezeu vrea să avem viața veșnică și viața veșnică poate fi numai printr-o singură opțiune. Sunt mai multe opțiuni. Numai una singură, prin Iisus Hristos, numai prin credință în El. Care rămâne în învățătura lui Hristos, da, în Evanghelie. Mm-hmm. Altfel zice, degeaba a primit Evanghelia dacă nu o ține așa cum a primit. Și cine a venit? Iisus Hristos. Și care e dovada că... Marturii. A fost îngropat, dovada că a fost mort. A fost îngropat, 3 zile a fost mort. Dar care-i dovada că a înviat? Care-i dovada că a înviat? Cine l-au văzut? Apostolii și numai apostolii? 500 de oameni. Știți că unii oameni au spus că toți aceștia care au zis au avut halucinații. Dar oamenii nu pot avea halucinații. În halucinații vad unul și același lucru, știți? Cei care au halucinații au diferit. Unul vede una, altul vede alta, a treia, a patra, cei care au halucinații. Nu poți avea halucinații și toți vadă unul și același lucru, care au halucinații. Deci l-au văzut real, exact, așa cum este. Încă, ce-a mai văzut important în lecția de azi? A și fost deja judecat. Persoana care nu crede în Iisus Hristos deja a și fost judecată. Exact. Noi știm ce se întâmplă după moarte. Tocmai de aceea nu mai avem frica asta, noi știm ce se întâmplă după moarte. Nimeni nu poate plăti pentru viața veșnică, nici pentru asta, viața ce știu eu. Să avea bani, nu puteți să cumpere... Nici măcar pancreas nu puteți să-și cumpere. Nu să-și cumpere viață veșnică. La pancreas, știți, că a avut cancer. Și nici măcar nu puteți să-și cumpere pancreas, nu. Avea toți banii, dar nu puteți schimba nimic. Pancreasul nu puteți fi schimbat. Dacă nu puteți să-și cumpere pancreas cu atât mai mult, nu. Să-și cumpere. Dar apropo, știți că el a fost foarte religios, el n-a scos în evidență și el a fost budist și budismul este la modă. Acum am fost și am predat la o instituție internațională pe o insulă în Oceanul Pacific. Și acolo spun Evanghelia la toți oamenii cu care mă întâlneam. Și într-o zi, mergând în autobusul public, am vorbit cu un om. De fapt, între aceeași zi cu mai multe persoane și cu un om care am vorbit, l-am întrebat, dar ce religie ai tu? Eu sunt creștin, eu cred în Domnul Iisus Hristos, dar tu ce religie ai? El zice, eu sunt budist, am fost catolic, dar acum sunt budist. Dar cum adică ești catolic și acum ai devenit budist? De ce ai hotărât să treci de la creștinism la budism? Pentru că în budism poți să te autocunoști, autorealizare, autocunoaștere. Sună frumos, asta e la modă acum, în ziua de azi e la modă. Vezi, Biblia ne spune, noi ne putem autocunoaște. Cine spune Biblia despre noi? Suntem păcătoși, ne spune bine, clar, așa? Sortiți morți, am văzut. Ia uitați câte lucruri am aflat noi despre noi din lecția de azi. Ce am aflat despre noi din lecția de azi? Suntem într-o robie. În ce robie suntem? Păcat. Și diavolul ne are la legătoare. Ne-a spus clar, nu? Ne spune că toți suntem în Adam, suntem păcătoși, supuși morții toți, dar ne mai spune că putem fi mântuiți, așa? Ne-a spus bine, autocunoaștere poate fi în creștinism. El pur și simplu nu a studiat Biblia, cu multe confesiuni care nu deschid Biblia niciodată cu oamenii. Nu știa nimic din Biblie, nimic. Și atunci l-am întrebat, zic, dar auzi, dar cum pui împreună vorba Domnului Iisus
cu budismul tău, că Domnul Iisus a spus că eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. A, zice, asta e o părere. Auzi, ascultă atent, Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul, nu o părere, adevărul și viața. Gândește bine la vorbele astea. Și-a rămas pe gânduri. Când mă întorceam înapoi, când m-am dus într-un alt oraș, când mă întorceam înapoi în autobuz, am stat alături de o tânără care a hotărât timp de 6 luni să călătorească prin toată lumea. Și acum s-a aflat acolo. Acum e la modă, așa lucrul ăsta. Și tânăra asta, când am întrebat-o, ce religie ai? A, eu nu sunt religioasă, dar posibil sunt budistă. Budistă. Și atunci, tot așa, dar cum budistă? Din Germania, nemțoaică. Dar tu n-ai citit Biblia? Da, am citit Biblia, dar eu sunt budist. Dar cum pui? Exact aceeași întrebare am pus. Dar tu știi că Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Știi asta? Nu prea eu convenit, o vrut să tai discuția, nu prea. I-am mai spus, da, știi că Buddha care a trăit cu 600 de ani înainte de Hristos, știți de asta, da? Buddha a fost un om care era în căutarea mântuirii. El s-a dezamăgit în hinduismul care l-a văzut. Și el căuta ceva mai mult. Și apropo, Buddha, la moartea lui, le-a spus ucenicilor lui. Le-a zis, o să vină unul care o să vă spună adevărul. Așteptați, vine unul care o să vă spună adevărul. El știa că nu deține adevărul. El căuta, dar știa că nu deține adevărul cu privire la mântuire. Vine unul care vă va spune adevărul cu privire la mântuire. Oamenii au făcut din el Dumnezeu. Buddha le-a spus să nu facă Dumnezeu din el. Nu, le-a zis, nu, nici într-un caz. Au făcut din el Dumnezeu și au uitat despre ceea ce le-a zis el, să-l aștepte, să-l caute pe cel care o să le spună calea mântuirii. Deci oamenii ne socotesc asta. Iată așa. Acum, lecția noastră a fost despre ceea ce se întâmplă după mormânt. Ce am văzut după mormânt? Care sunt opțiunile? Că am văzut opțiuni. Ori mânia lui Dumnezeu, judecata, ori viața veșnică. Când decid atunci? În clipa morții decid asta? Când decid? Ca să trebuie să... Exact. Și ați văzut aici, spune că toți oamenii am văzut, se împărțau în iudei, greci, așa mai departe. Dar acum, toți oamenii se împart în două categorii. Care? În Adam sau? În Hristos. Sau în Hristos. Dacă ești în Adam, care ți este viitorul? După ușa morții, care ți-e viitorul? Judecata? Mânia lui Dumnezeu? Pierzarea. Așa? Judecata, mânia lui Dumnezeu, pierzarea, dacă tu ești în Adam, dacă n-ai schimbat nimic. Dacă ești în Hristos... Care e viitorul tău? Viața veșnică. Nu mai vii la judecată, ai trecut la viață și încă vom vedea ce înseamnă asta. Viața veșnică cu Dumnezeu. Viața veșnică înseamnă fericire, desfătare, mântuirea cu Dumnezeu. Iată așa. Și lucrurile astea le hotărăște aici. Ce face diferența între a fi în Hristos și a fi cum un om trece din Adam în Hristos? Cum trece? Prin Evanghelia, prin a primi Evanghelia. Primește vestea bună a Domnului Iisus Hristos, primește învățătura Domnului Iisus Hristos și alege să urmezi învățătura. Și așa trece în Hristos. Fiind în Hristos, este o fericire să fie aici pe pământ și fericire veșnică. Așa va fi acolo. Dumnezeu să ne ajute. Hai să mai citim și concluzia. În fiecare secundă oamenii mor 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Oricât de mult am încercat să ne ținem de viață, moartea este inevitabilă, deoarece am fost născuți în păcat. Cu toate acestea există o veste bună, o veste minunată, care vă poate schimba viața. Creatorul nostru ne iubește. El nu ne-a lăsat în păcatele noastre, ci ne-a iubit chiar înainte de a ne întoarce la El. Acest adevăr este scris în cuvântul Său și păstrat pentru veșnicie. Pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Există viață dincolo de ușa morții pentru toți aceia care cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cel fără păcat, care a plătit pe deplin pentru păcatele noastre și a nimicit puterea morții pe care o avea Satana asupra noastră. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. Având în vedere că răspunsul nostru este o chestiune de viață sau moarte veșnică, dați-ne voie să vă punem din nou întrebarea. Ce vă așteaptă dincolo de ușa morții? Și cum știți aceasta?
ce te așteaptă dincolo de ușa morții. Am acasă o carte, cu ultimele cuvinte a oamenilor înainte de moarte. Foarte interesant. Ultimele cuvinte a oamenilor mari, ce zis înainte de moarte? Ultimele cuvinte. Cineva din oamenii mari, pare că împărăteasa Elizaveta a Rusiei. S-a apucat de mâna cuiva din mentorii ei și a spus, m-ați învățat tot, dar nu m-ați învățat să mor. Cum să mor? Eu știu toate cum să mor. Nu știu cum să mor. Cum să mor? Nu știu, am murit. Ce fac la moarte? Sună... Parcă se pare că sună prostește, da? Dar ești pregătit pentru că nimeni, la fiecare, pare că asta e așa fantastic de nu se mai poate. Nu anul ăsta, dar anul trecut, la 3 aprilie, făceam seminar dimineața cu bloggerii, vă amintiți? Și deodată, brusc, Bahtoar a murit. Cum a murit Bahtoar? Ce vorbiți? Ce vorbiți? Cum așa ceva? Nu poate. Cum? Electrificat sau cum am rămas? Nu poate fi așa. Electrocutat. Nu poate fi așa. Cum a murit Bahtoar? Așa a murit Bahtoar. Când ne-am dus, nu puteam să credem, până la sfârșitul zilei nu puteam să credem. De-amă, chiar pe urma a doua zi să gândim, ne-am purtat ca niște oameni nebuni. Că noi tot credeam că ne ducem, chemam medic, uitază, nu, el e cald. Noi dovedem la toți că el încă e cald. Se aude inima, Nu vrem să credem că el e mort. Da, vă zic tot și eu inclusiv, nu puteam nici cum să credem că el e mort. Cum, domnule, acum, ieri a fost tot bine, a ieșit din casă, bine, și el e mort. El a murit. De la o lovitură la școală, jucând fotbal. Cine îți gândește vreodată că moartea poate fi chiar azi, până în seară? Ea este. Întrebarea este, eu sunt pregătit, știu dacă moartea s-a întâmplat, eu sunt pregătit, știu că destinația este bine hotărâtă, biletul în buzunar. În Nepal, da? Exact, în Nepal. Într-o secundă, ce s-a întâmplat? Pui cineva video cum stau oamenii pe stradă și cade clădirea peste ei tot și șterge deodată. Parcă nici nu a fost nimic. Cei care au zburat, care au plecat de la Amsterdam spre Malaysia, cât 200 și câți oameni, vara, când eram la tabăr, 200 de oameni, 300 de oameni, dați așa, deodată jos. Cine din ei s-a gândit că în ziua asta, cine s-a gândit? S-a plecat omul liniștit, bine, fără probleme și brusc ziua se termină așa. Așa că trebuie să ne gândim foarte bine, să fim pregătiți. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim în Hristos și să stăm bine în Hristos, fără niciun dubiu, fără niciun doială. Când felul ăsta știu că am biletul în buzunar, e bine, e tot bine. Când se deschide ușa și trec de partea cealaltă, eu știu bine unde plec și stau liniștit cu privire la asta.